Bună tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod cu Food Draft. Sper ca de data asta să avem noroc și să câștigăm și desigur să prindem o echipă foarte, foarte faină. Data trecută, vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care ați dat click pe acel buton de like, așa să revenim în forță și cum v-am promis în acel video, cu cât mai multe like-uri, cu atât mai multe episoade de draft, mă țin de cuvânt, hai să strângem și la acest episod cât de multe like-uri ar fi fain, așa un 800 de like-uri ar fi genial, dar... Hai să vedem ce echipă vom prinde acum. Sunt foarte fericit că data trecută în draft chiar am terminat surprinzător pe profit, ceea ce foarte, foarte rar se întâmplă în draft, nu mă aștept să se întâmple și acum, dar hei, nu se știe niciodată. Hai să vedem formațiile care le avem acum. Sunt 4-2-3-1, așa defensiv, nu e rău, o formație mea preferată, 4-3-2-1. Mai avem aici 4-3-3 holding, 4-3-3 simplu și ăsta care e clar nu. Deci clar formația mea preferată. Păi cum? Hai să vedem cea bun, cea bun, bun de tot. Da, poate că luăm pe Ramsey. Da, luăm pe Ramsey ca și capitan. Ramsey, capitanul. Bun. Ok, poate că după un timp, anumite drafturi, așa să ne mai intrăm în mână, vom încerca să facem și drafturi tip provocare, adică știți cum e că toți au făcut drafturi provocare de la YouTuber români până la YouTuber străini. Zic că am putea face și noi așa câteva drafturi de asta tip provocare, mi se pare destul de hazliu și ar fi chiar fain. Aici nu știu fix pe cine să cumpăr, ar trebui poate să le iau pe Dabur, în sens că dacă... Ne luăm după care cel mai bun, Dabur e cel mai bun, numai că nu prea să am ce să fac cu el. Așa, îl punem acolo și uai, tot Team of the Year în Mbappé. Și Sterling care ar fi foarte bun pentru chemistry, dar cum să-l refuz pe Team of the Year în Mbappé? Bă, frate, îți rup echipa în două la chemistry, nu contează. Îl ai pe Mbappé în echipă, deci nu se poate fără Mbappé. Hai să vedem aici pe LV. Acum așa, Ribery, Mane și Sane. Într-adevăr le-aș lua, că m-ar ajuta foarte mult și din perspectiva echipei care vreau să fac și așa mai departe. Problema e că nu i-aș lua de gold, că aș spera, m-aș ruga să-mi iasă un inform, un card de la special, un team of the season, ceva, și precis va ieși. Așa că îl iau pe... luăm pe Acuna. Așa. Ia să vedem, precis în asta. Aveți vă răbdare, mamă, Modric. Și acum nu fac echipă de aia. Dar de fapt nici nu e prea târziu să schimb echipa, dar... Ia și Hamsic. Hamsic, când era încă la Napoli. Da, așa ar fi o idee. Sau Sissoko. Sissoko ar fi forță, mai ales că e francez și ne ajută și cu Mbappé. Foarte bine, bro, foarte, foarte bine. Aia zic și eu, ia uite, facem așa, bun. Și, ia zicem, următorul KM, ce ne pică, James Eriksen. Da, bro, ăla-i. Frumos, ia uite, o linie de mijloc corectă, chiar îmi place linia asta de mijloc. Cine are cel mai mult pe aprare? Da, Ramsey, deci el va sta acolo ăla mai defensiv, Eriksen așa pe atac, bun, frumos. Acum să vedem apărarea, hai să vedem ce ne pică, Rafinha, deci Chilios, Cedric și Semedo. Putem merge așa sau așa? Că e brazilian, știi, numai de asta mă gândesc. Mare scare physical și passing. Nu, cred că le-au pe Nelson. Luăm pe Nelson. Nelson mondialul. Da, luăm pe ăsta. Acolo punem așa. Godin, flashback Godin. 99 defense, 97 physical, bro. Dar... Ai, ar trebui să fac pentru chemistry, că deja o duc rău, dar de ce? De ce mi-l dai, mă, pe Godin? Mamă, nu l-aș refuza, mi-ar părea rău să nu l-am pe Godin. Pe bune. Hai să vedem, De Gea, da, tată, așa, trap, ce card deodată la trap, ești nebun, 95, 95, 90, 94, wow!
Da, acum dacă făceam o echipă pe Bundesliga, era forță. Ok, luăm pe Loris sau pe De Gea? Hai, luăm pe De Gea, că e spaniol și plus că îmi place De Gea. Și mă gândeam că poate prinde un Sergio Ramos și ceva, știi? A, barnam. Ok, aici chiar nu ne ajută niciunul, poate ăsta, că merem pe La Liga acolo în continuare. Așa cum ar fi fost bunul Loris, știi? Hai, îl punem pe ăsta aici, că atunci și Sissoko mai profită puțin de o linie de acolo de chemistry. LB. Ok, Jordica fără frică, Alaba, Alexandro și Filipe Luiz. Filipe Luiz, nu? Face perfect link cu ăsta. Da, și atunci e perfect, doar că nu prea sunt mare fan al lui Filipe Luiz. De fapt, hai, na, ăsta ne ajută cu Godin acolo. Ok, o echipă foarte fragmentată, dar trebuie să ne bucurăm de Godin, e forță și mai ales ăsta cu De Gea. Mă întreb altfel, măcar în apărare sau linkuri, ceva acolo să unesc chestiile astea. Din La Liga nimic? Nu, avem Donnarumma, mamă, ce mișto ar fi fost. Alisson, Szczęsny, Loris, măcar e francez, dar nu e mare brânză. Sirigu, așa, Alisson, brazilian, nu știu, Loris. Sau Sirigu. Sirigu, care, oi, și lui Ceccardi au dat așa la Team of the Season. Loris, hai că luăm pe Loris. Pe ideea că poate face așa chemistry cu tipul ăla pe moment. Să vedem mai departe ce pică. Așa, Sergio Ramos, v-am zis de Sergio Ramos? Am zis eu de Sergio Ramos. Am prezis acest om, dar totodată Walker. Oleu, 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 ce să fac, ce să fac, ce să fac? Ramos, în locul ăsta. Și atunci De Gea acolo. Da, ok, bun. De Gea și Sergio Ramos, ok, forță. Jordi Alba, Bellerin, Cancelo, așa și Koulibaly, Hector Bellerin, care e o perfect spaniol, face cu Sergio Ramos, dar totodată va face link și cu Sissoko. Ok, bun, 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 nu-i rău, nu-i rău, nu-i rău. Frumos, frumos, așa cât de cât, corespunzător. Bun, ce ne mai pică? Sane sau Vas? Vasili. Cred că luăm pe Sane, nu? Sau, opa, ăsta e din... A, retrogradată aia, da. Da, luăm pe Leroy Sane. Luăm pe Leroy Sane acolo să fie foarte interesant. Putem să jucăm ca și LV. Bun, aici Ligi niciuna nu ne ajută, așa că îl vom lua pe brazilianul Elton. Hai, luăm pe Elton. Așa. Bă, ce dracu! Cred că a tunat sau ceva. Holy fuck, s-a le-au picat la ăștia schela, n-ar fi rău. Ok, vedeți ce v-am zis eu acum câteva minute. Lir ăsta, Mane, Sane, Mane, de aia nu l-am luat eu pe Mane la început, că am spus că mai mult ca sigur va fi un Team of the Season sau Inform și am avut dreptate. Uite-l aici pe Sadio Mane, omul care mai mult ca sigur va face totul pe teren. Super fan, acum și un ST dacă mi-ai da ar fi perfect. Budescu! Ai, bă, cum să nu-l iei pe Budescu, bro! Bro, e Budescu! Îl iau, îl iau, îl iau, îl iau Budescu, coaie. Budescu! Cât de funny, ui! Dic, ce tare ai! Ce daburi, du-te bă de acolo, bă! Budescu! Budescu! Clar, e atacantul care ne va duce cupa. Ok, azi de Van Visa, n-ar fi rău. L-aș pune pe Bellerină LB și îl băgăm pe Van Bissaka acolo ca și RB. Sau Icardi ca și Sâtâr, că nu mă ajută la chemistry sau l-aș putea la pe Sterling și atunci să fie Mbappé rezervă, știi, și pac, facem acolo schimbul. Hai, luăm, hai, facem așa. Și atunci o să fie
Mbappé rezervă și așa cât de cât să mai crească Hăptă, o leacă, chemă Striul. Stai un pic, o să punem așa. Deci, n-am nimic să fac perfect link. Nou Tottenham. Ar crește ceva? Da, ar crește la astea doi, ar face 10. Ok. Bun, următorul, hai să vedem cine mai pică. Ok, Filip Anderson, Cano, acolo pe stâng, Insigne, Tagliafico n-ar fi rău ca și o rezervă, n-ar fi rău deloc, adică pe bune n-ar fi rău deloc, Insigne, Sâtâl, na, l-avem pe Budescu, cine știu Insigne, sau să-l iau pe Anderson, să-l pun pe el acolo, să, da, n-are rost. Tot acolo. Mai grabă le-au pe Tagliafico și am o rezervă foarte, foarte bună de LB. Super. Hai să vedem. Un ST, frate. Orice pușcărie mai să fac acolo. Chemistry. Sala. Și atunci Sala ar fi mai bun ca Sterling, că n-aș putea face un perfect link. Ba nu, nu, nu. N-am niciun mijlocaș. Opa, era acolo. Bernardo Silva, și nu. Digne, francez. Acolo cu Sissoko, a? Și o să fie Ramsey perfect link cu Bellerin. Bă, de ce n-am observat asta? Dar atunci o să piardă din chemistry Godin. Și la Godin îi prinde bine perfect link-ul ăla. Ai. Da, nu, hai că luăm pe Digne. Hai să punem atunci așa. Bun. Foarte frumos așa, pac, pac. Și acolo, pac, pac. Și atunci dacă eu îl pun pe ăsta aici, scade foarte mult Godin, dar crește la ăla. Shit. Mare lucru, nu rezolv cu Digne. Dar între Digne și Tagliafico? E mai bun tot. Digne, bravo. Bravo, uite, e mai bun. Așa. Ederson, Doherty, Mendy, deja avem o grămadă pe pozițiile astea. Sau tipul ăsta, mamă, ăsta e Liga a doua din Franța, nu? Ce car fain i-a dat la tipul ăsta. Uleu. Da, nu ne ajută. Bowen. Bă, de câte ori mi l-au dat pe Bowen până acum? Nici nu mai știu, dar l-am văzut de multe ori că mi l-au dat. Ar fi Ederson, Mendy, Doherty. Doherty un pic mai bun ca Bellerin, dar nu ne ajută. Deja pe LB am o grămadă. Portari, deja am unul. Să-l iau pe Bowen, așa ca o distracție, ca și o fiță. Da, l-am pe Mbappé. Chiar nu știu care mi-ar fi bun dintre ăștia. Chiar nu știu care ar fi bun. Adică cam pe toate pozițiile am câte un jucător. Deci, hai luăm pe Bowen. Na, dacă mi l-au dat de atâtea ori, hai să văd care e schema cu Bowen. Ok. Și pe final, Fernandez, spaniol. Spaniol, mamă ce orbus. Francez din La Liga. N-ar fi rău, în sensul în care oricum altceva mai bun nu am aici. Ia să vedem, Nese, da, plus 3 chemăste, dacă așa le ajută foarte mult pe Sissoko. Și ăsta te rămâne cu 7, ok, va fi o apărare mai ciudată cu 7 chemăstri la ăștia, dar în rest, da, atacul iarăși este pușcărie. Hai să văd dacă l-aș pune atunci pe Sane, aici ar crește chemăstriul măcar la winger și ăsta tot 3 o să aibă. Asta este Budescu, o să fie rezervă. Bun, și atunci o să intre Mbappé în locul lui Sterling. Super. Așa. Budescu o să fie și el acolo ca o rezervă oarecum. O să intre Digne în locul lui ăsta Fernandez. Deci sunt două schimbări, Mbappé și Digne. Bun. Și după care, desigur, vom vedea noi ce schimbări vom mai face. Adică poate îl pune pe Budescu, dacă văd că e un adversar de ăsta așa mai slăban, dar nu cred, îl vom pune pe Budescu, știi, să intre pe teren și el să dea acolo două pase, așa să lege câteva pase cu băieții, cine știe, poate să dea și gol, ar fi foarte frumos. Acum dacă ne-ar ajuta și un antrenor bun, dar cine e ăsta, mă? Sergiu, ia, e român, mă, e român, dar n-are club, vedeți că e acolo, sunt ca niște shield-uri. E clar, ne-a ajutat, uite, antrenorul ăștia de la Tottenham.
forță, o echipă frumoasă, o echipă interesantă, mai bună ca cealaltă și din perspectiva chemistry, dar și ratingul 186. Bun, asta este echipa. Am să mă mai uit puțin peste ea, să mai văd unul una alta, să pun acolo desigur care să rămână mai pe defensivă una alta. Mă rog, revenim la match. Hai să vedem. Oh, nu, bă. No fish maker. Am văzut acolo ce a vrut să facă azi. Să schimba kit-ul. Bă, lasă. Ok, deci, o echipă frumoasă, uite acolo cu Zanetti, Onana în poartă, cu The Light, cu De Jong, bă, ce fain a făcut acolo așa pe ăștia polandezi, pe ăia de la Ajax. Uei, foarte frumos. Ok, hai să înceapă meciul, să vedem cum ne vom descurca. N-a dat pauză adversarul, nu-i stres că vom face noi schimbările. Mă rog, două, așa am rămas, că voi face două și mai lăs o schimbare pentru viitor. Știu și eu, poate îl băgăm pe Budescu dacă va fi ceva, na. Hai să dăm așa frumos. Aoleu, Sisoko, de ce ai dat așa urât? Am dat true ball, știi, și s-a dus așa moale. Ce dracu, bro. Ramsey. Mane, nu-i rău, Sisoko, ia ce frumos. Hai mă, Sterling, ce ai făcut? L-am văzut acolo, ați văzut și voi pe Sterling, ce frumos. A început să sprinteze acolo, să se demarca ușor și după aceea, nu știu ce s-a întâmplat cu el. S-a oprit așa subit. Ok. Ok. Oi, tot, hai, iară Sterling. Să intre Mbappé, vreau să intre Mbappé. Iarăși greșește Sterling. O primă fază foarte importantă pentru echipa noastră, stricată acolo de Sterling din nou. Mulțumim Sterling. Gol! Gol! Este! Am stat puțin așa că gen, dar eram foarte concentrat să-mi iasă jocul de pase și uite că a ieșit Sane. Bravo, Sane! Bravo, bro! Bravo, bro! Eu ce frumos am legat acolo pasele, pac, pac! Știi cât de bine se vede, l-am și pus pe Mbappé și pe Digne pe teren, am avut nevoie de aceste două schimbări, mai îl păstrăm, zic eu, arma noastră secretă pentru final, pe minutul 70, să zic, posibil să-l bag pe Budescu, încă nu știu, să-l pun așa ST, pe KM, poate ar fi mai fain pe ST, în sens, știi, să-l admirăm. Adică să vedem măcar 2-3 faze de Lordul Zeu Budescu. Ia să vedem ce se va mai întâmpla. Ok. Am avut și eu puțin bulan acolo cu jocul ăla de pase. Ia stai așa, Messi, mamă, ăsta l-are pe Messi. Băi, eu n-am atacant, totuși ca niciodată. Vedeți că și vreau să... Ia, Messi, Neymar. Vreau să precizez, să zic așa, că mi s-a întâmplat, rar mi se întâmplă sau ce dracu, niciodată mi s-a întâmplat să nu găsesc, știu și eu, un atacant cu care să... Mamă, ce gol a dat! Flashback Depay! Foa! De unde a venit golul ăsta? De unde a venit golul ăsta? Bă, ești nebun? Uleu! Flashback Depay! Ce golață aici, bă, nene, mă! Da, cred că ați văzut ce, da. Da, este gol dintr-o porcărie ce s-a întâmplat acolo cu portarul. Mi-am dat prima oară pe X și, da, a prins și butonul de Y care ați văzut după aia De Gea a decis, da. Asta este, nu-i stres, mai întâmplă și greșeli, da mă, egalăm repede, ne ștergem greșeala, să zic așa, ne reparăm greșeala prin Mbappé. E ok, o greșeală maximă ce am reușit să fac acolo, dar da, măcar repede am egalat, n-am lăsat jocul, știți, să meargă în favoarea adversarului, dar... Totuși, mai aștept puțin, minutul 70, să zic, și îl băgăm pe Budescu, arma noastră secretă, care zic eu că el va fi omul care ne va duce victoria. Du-te, Sane, du-te! Sane! Oh, Doamne!
E un indiciu să vină Budescu. Să vină Budescu. Doamne, ai mă, cum? Frate! V-ați văzut, mă, cum o pasam prin apărătorii mei, mă? Zici că nu existau, mă, apărătorii aia. Doamne, ce joc! Ok, hai îl punem în locul lui Sissoko sau Ramsey. Bă, l-aș scoate pe. Cam tot acolo să amândoi. Hai, lăsăm pe Ramsey și le băgăm pe Budescu. Mamă, cred că o să se uite adversarul. Pe cine bagă ăsta, mă? Pe cine bagă ăsta, mă? Și pe cine scoate? Da, se intre Lordul Zeu Budescu. Este acum, ia uite la acolo în atac. Lordul Zeu Budescu, omul care zic eu că va da golul. A, ce? A fost fault? A fost fault. Cartonașul galben pentru Ben Yedder. Da, este cartonașul galben acolo. Asta să vedem așa dacă aș putea pe aici. Ai, că fot boul ăla cu cap acolo. Stai, nu, bun, Godin, frumos, Eriksen, acolo către Sané, Ramsey! Ce frumos a fost acolo, dar ai, ce frumos era dacă se termina cu gol. O fază frumoasă, Ramsey, dar un pic așa, știi, din viteză n-a avut timp, să zic așa, să-și calculeze traiectoria mingii. Păcat. Mbappé din corner! Este, egalăm. Egalăm din nou, maestri ai egalării. Și cred că este dublă pentru Mbappé, unul dintre cei mai buni jucători aici de pe teren. Forță, Mbappé, mă, ce frumos, așa, detenta și cum a sărit acolo. Ok. Hai, Mbappé, te rog eu, încă un gol, încă un gol, să câștigăm acest meci. De fapt, am zis că ultimul gol, golul victoriei, va fi al lui Butescu, dar mă, știi ce, nu, 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 asta nu înseamnă că mă chinui, zis așa, să dau gol cu Butescu, bă, care dă gol, dă gol. Vreau să câștig. Ok. Bravo, Bellerin, nu-i rău. Hai, repede. Da. Din nou o fază de aia la FIFA, știi că eu apăsasem pe shoot și au fost așa un delay aproape insesizabil pe video, cred eu că, de vreo câteva secunde, una, două, și fix acele 2 secunde au făcut diferența între eu să pasez și tipul ăla să-mi dea tackle, știi? Și nu știu ce m-am pasat la ăla, că am vrut să pasez la altul, dar pui mei, zici că mi-e stricată maneta sau ceva bullshit astăzi, faza cu De Gea. Eu îl țintisem spre un alt jucător să paseze la să dusese la alt. Dubios, că poate că și maneta asta gata de ea. Dar, hai, concentrare. Ai ultimele minute, bro, ultimele minute. Aoleu, 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 aoleu
bun. Fai și corner. Aici, des corner asta în ultimele minute. Stai pe ăla, stai. Morții mătii de joc. De câte ori mi se întâmplă să primesc corner în ultimele minute, în draft, în ultimate team, în weekend league, și să dea gol așa, că cornerele pe ultimele minute îs populă. Uite. Și uite, mai era apărător, era și De Gea acolo, mă, cum a intrat asta în poartă, bro? Na, uite joc, mă, și să nu mai fiu uimit de ce primește ei sports atâta hate pe jocul ăsta futur scriptat. Cum, mă? Tot timpul, asta mi-e ciudă, că tot timpul primești gol în ultimele minute, corner sau nu știu ce, morți ei. Și puteam câștiga meciul ăsta, haide, pui mei, un gol. Dar dacă te uiți pe statistici câte șuturi a avut adversarul și posesia față de ce am avut eu, ai zice că adversarul merita să câștige, dar nu știu ce să zic, bro. Macron, ai mă, nu m-ai dat...
nu mai da pachet, nu mai da pachet de silver, ai. Mai că un draft token dacă mi-ați dat, știu și eu să zic. Da, ok, începem din nou cu shit-ul, cu gunoaiele. Un silver, era greu să-mi dați un de la de silver, nu? Da, puii mei, este jucător de 500 de coins din nou. Na bun. Deci că mai degrabă îi păstrezea ăștia așa din zone de astea ciudate, Argentina, și minunat să-i vând și restul ăsta să-i păstrez. Așa, vedem și pe ăsta, ăsta păstrăm, vindem, bun, așa, hai să vedem următorul gold pack, oare care e șansa să-ți pici un jucător bun într-un gold pack de ăsta mic? Cred că sub 1%. Oh, Ibora! Măcar e 81 overul dacă o iei așa. Da. Și ăsta tot așa vreo 500 de coins. Hai să punem acolo 500. Și băgăm acolo la vânzare. Ăla-l păstrăm, bla 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 bla. Gunoi. Bun. Așa. Am mai făcut un pic de curat. Și ultimul pack care îi dau skip. N-are rost să mai stăm. Picăt! Tarkovsk, ok. Asta e iarăși bullshit. Cât e? Mama, care e un... am văzut acolo 800. Căcat. 500 și-l vindem repede. Am crezut că măcar a fi acolo un bănuț de capul lui, dar n-a fost. Sentinel, că-l păstră și pe ăla, asta-l vine. Sau cât e un Sentinel la vânzare? Așa, ieftin. Păi mai degrabă îl vând. Așa pot să mai-mi cumpăr dacă e nevoie. Bun, ok, și cam acesta a fost și al doilea episod de draft, așa după revenire. Din păcate, știți cum e, până mi-a intrat și eu în mână, dar frate, am fost pe bune furat de joc în acest video cu acel ultim gol din corner, frate, minutul 94. Urât. Și îmi pare rău că n-am putut să profit mai mult parcă de Budescu, dar... Asta este, a fost un draft, zic eu, destul de hazliu, frumos, așa, de ce nu, și, cum ziceam, strângem like-uri, mai vine un draft. Până pe data viitoare, numai bine, pa, pa!